toată inima Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică. Ne unim cu toții și spunem încă o dată, binecuvântat să fie numele Domnului. Mulțumim Domnului pentru ziua aceasta, o zi specială pentru sufletele noastre, o zi în care a îngăduit-o și a pregătit-o bunul nostru Tată. Numele Lui să fie înălțat. Amin. Amin. Am un gând din partea Lui Dumnezeu, ca și titlu, nu cei sfinți stau la masă cu Domnul. În dimineața aceasta, fiecare dintre noi care ne-am adunat în locul acesta, avem nevoie de prezența Lui Dumnezeu. Avem nevoie de sângele Lui Dumnezeu să curățească viața noastră. Avem nevoie de Duhul Lui Dumnezeu să ne călăuzească. Binecuvântăm numele Domnului. Credeți-mă, este un har din partea Lui Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta. Sunt oameni care n-au harul acesta. Sunt oameni care și-ar dori să fie în locul acesta, dar din diferite motive nu pot. Ești o binecuvântare în dimineața aceasta. Ești un suflet special. Mulțumește Domnului împreună cu mine și spune, Doamne, îți mulțumesc din toată inima, Doamne, că ai îngăduit ca sufletul meu să găsească plăcere în locul acesta. Singurul care poate să dea viață în dimineața aceasta, singurul care poate să te curețe în dimineața aceasta, este Duhul lui Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. În Marcu 2, cu versetul 17, spune în felul următor. Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. În dimineața aceasta este momentul să te recunoști înaintea lui Dumnezeu. Recunoaște-te înaintea lui Dumnezeu și spune că indiferent dacă îi spui sau nu, El știe viața ta, El știe viața mea, El știe viața noastră. Recunoaște-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, sunt aici și sunt la dispoziția Ta, Doamne, un har nemeritat în care Tu mi l-ai dat să stau la masă cu Tine. Nu cei sfinți stau la masă cu Domnul, ci cei bolnavi, ci cei care au nevoie de pocăință. Așa cum spunea fratele Vasile, dacă n-ar fi cina Domnului, biserica ar fi plină. Am văzut și aseară lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți aceia care ați ales să fiți în locul acesta. În Ioan 6:54 spune în felul următor. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Amin. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6:33. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Aș vrea să mă invit la rugăciune pe fiecare. Și gândul meu pentru noi este acesta. Doamne, ne recunoaștem înaintea Ta. Recunoaștem falimentul din viața noastră, Doamne. Recunoaștem că suntem bolnavi de diferite păcate, Doamne. Recunoaștem că avem diferite slăbiciuni fiecare, Doamne. Tu cunoști viața noastră, Doamne. De aceea, Doamne, sângele Tău să ne curățească, Doamne. Sângele Tău să dea viață în dimineața aceasta, Doamne. Sângele Tău să dea putere, Doamne. Sunt oameni bolnavi în locul acesta care au nevoie de vindecare, Doamne. Sunt oameni, Doamne, care au nevoie de Tine, Doamne, de prezența Ta, de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Haideți să intrăm în rugăciune. Doamne Tată, binecuvântăm numele Tău.